conformitate cu dispozițiile articolului 39 a neatului din legea 215/2001, a fost convocat pentru astăzi 18 decembrie în ședința ordinară a Consiliului Local, convocat prin dispoziția 113 din 4/12/2018 a primarului Comunei Argeș. Deci eu sunt consilierul local, ca să spun Consiliul Local, sunt prezenți 9. Domnul Vici urmează să ajungă, iar domnul Cosmin nu trebuie să ajunge. Deci, fiind prezent majoritatea Consiliului Local, ședința se agală Consiliului și își poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolul 42 a 5 din legea 215, supun prea aprobarea procesului verbal chiar în ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva acțiunii, deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. Așa. La ședință face ca invitat, domnul este cetățean, doamna Semana Arcaș și doamna Mucanan Cristina. Acum, în conformitate cu articolul 41, din legea 215, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Okay. Da. Spuneți, domnul Bogdan. Domnul Ianache. Și a propunut pe domnul Macadam. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu spun spre aprobare, ca domnul Macadam să preia lucrările ședințe de astăzi. Ce este pe aici? Nu te bătezi? Dacă mi-a votat des, când mă încerc? Acum? Domnul președinte, am o urgență la Bacău. Deci la 12.30 sunt Bacău reparat. Asta o prind o dată la 3 luni zile. Deci. Eu am luat la conștiință din materialul prezentat. Am luat cunoștință la materialul prezentat, care va fi în această ședință, inclusiv comisiei s-a discutat, deci sunt de acord cu totul, deci sper să fie bine și dacă nu ne-a întâlnit până la sfârșitul anul, vă doresc un an nou fericit. Sărbători cum de vreo. Da? Mulțumesc! Să se pune la vot, da? Și pune de acord ca să... Pleci, pleci, pleci! Domnul să pune Dumnezeu! Putem începe, da? Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că vă conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Dăm citire ordinei de zi. Anume. 1. Proiect de hotărâre pentru ridicarea bugetului local pe trimestrul 4 al anului 2018. Inițiator, diaconul Victor, primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 anul 2018. Inițiator, diaconul Victor, primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Ardeoan pentru anul 2019. Inițiator, diaconul Victor, primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional al termenului de an la contract de închiriere încheiat între Primăria Ardeoan și SECE Vasiliad al SRL Comănești pentru spațiul destinat farmacii. Inițiator, diaconul Victor, primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2019, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Dezvoltare Bacău. Inițiator, diaconul Victor, primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare ajustate ADIP. Inițiator, diaconul Victor, primarul Comunei. Observ că mai avem și două puncte suplimentare, și anume, 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în Comuna Ardeoan, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020. Și 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ardeoan. Supunem la vot. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Mulțumim. În felul acesta intrăm în ordinea de zi. Astfel. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2018. Aviz comisiile reunite, doamna Anita Felipe Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Comisiile avizează favorabil proiectul de hotărâre fără prezentat. Așteptăm de doamna Cizna. Acum a venit nou să fie. Doamna Mărțițel poate... Prin urmare, dăm cuvânt doamnei Cernat Năștița pentru a prezenta raportul de specialitate.
privind rectificarea sau? Rectificarea. Da. Așa, având în vedere creșterea veniturilor înregistrate față de prevederile bugetare anterioare, așa cum rezi din contul de execuție al bugetului local întocmit la 5-12-2018, referatul școlii gimnaziale numărul 1 Comuna Ardeoani, numărul 1287 din 20-11-2018, prin care solicită virarea sumei de 600 lei de la articolul 20-14-00 protecția muncii la articolul 20-01-07 transport, precum și suplimentarea cu 1553 a sumelor alocate în anul 2018 pentru plata navetei cadrelor didactice la și de la locul de muncă. Referatul școlii gimnaziale numărul 1 Comuna Ardeoani 1331 din 4-12-2018, prin care solicită virarea de proiecte bugetare în cadrul capitolului bugetar 65040 învățământ secundar inferior. Adresa 6999 din 6-12-2018 a administrației județirea finanțelor publice Bacău, prin care mi se comunică diminuarea cu 1000 lei a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate alocate pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și suplimentarea cu 16.000 lei a sumelor alocate pentru plata drepturilor asistenților personal ale persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. Adresa Consiliului Județean Bacău 23.330 din 17-12-2018, prin care mi se comunică repartizarea a 82.200 lei din sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, propun spre aprobare rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2018, în conformitate cu prevederile articolelor 19, 20 și 49 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, după cum urmează. Și acum să vă citesc doar articole la care intervin influenții ca urmare a sumelor alocate. Total venitul secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare. Buget anterior 6.197,90.000. Influență 147,65.000. Buget rectificat 6.345,55 lei. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local. Buget anterior 193.000. Alocat 82,20.000, buget rectificat 275,20.000 lei. Impozit plătit persoane fizice, buget anterior 45,19, influență 4,23, buget rectificat 49,42. Impozit plătit persoane juridice, buget anterior 51,15, influență 5,63, buget rectificat 56,78.000 lei. Impozit terenuri de la persoane juridice, buget anterior 11,34, influență 0,14, buget rectificat 11,48.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, buget anterior 453,50.000, alocat 15.000, buget rectificat 468,50.000 lei. Impozit mijloace transport de ținte de persoane fizice, buget anterior 72,12, influență 10,08, buget rectificat 82,20.000. Venitul din concesiuni și închirieri, buget anterior 5.000, influență 0,08, buget rectificat 5,08.000 lei. Alte venituri din prestări servicii, buget anterior 1,77, influență 0,93, buget rectificat 2,70. Vă aminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, minus 273.000, influență minus 82,20.000, buget rectificat minus 355,20.000. Total cheltuieli în secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare, buget anterior 6.537,55.000, influență 147,65.000, buget rectificat 6.505,20.000. Defalcarea influențelor pe capitole, subcapitole, titluri și aliniate este următoare. La autorități executive, bunuri și servicii, buget anterior 305,30.000, influență 28,90.000, buget rectificat 334,20.000, influențele intervin la carburant și lubrifianță, unde bugetul anterior a fost de 50.000, influența 20, buget rectificat 70.000. Și la prime de asigurare nouă viață, buget anterior 9,7.000, influență 8,9.000, buget rectificat 18,6.000. La învățământ primar, buget anterior 6.000, la ajutoare socială numerar, influență minus 1.000, buget rectificat 5.000. La învățământ secundar inferior, buget anterior 131.000,
la capitolul 20, bunuri și servicii, buget anterior 94.000, influență 1,55.000, buget rectificat 95,55.000, suma alocată pentru achitarea navetei cartelor didactice integral pentru anul 2019. La asistență socială în caz de invaliditate, ajutoare sociale numerate, buget anterior 219,30.000, influență 16.000, buget rectificat 235,30.000. La capitolul alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale, buget anterior 100.000, influență 10.000, buget rectificat 110.000. La drumuri și poduri, buget anterior 4.200,24.000, influență 92.20.000, buget rectificat 4.292,44 lei. Influențele au intervenit în valoare de 10.000 la titlul 20 de servicii și 82.200 la titlul 70 cheltuieli de capital. De asemenea, se modifică lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială din bugetul local prin creșterea valorii obiectivului de investiție în modernizare drumuri locale cu suma de 82.200.000 lei, valoarea actualizată rezultată fiind de 207.200.000 lei. Mulțumim, doamne Cenă Narciza, pentru prezentarea raportului de specialitate. Dacă sunt discuții pe bază la vederea. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. 2. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 anul 2018. Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul de specialitate. Dăm din nou cuvântul doamnei Cernat Marcida pentru a prezenta raportul de specialitate. Da. Așa cum știți, deja în lunile aprilie, iulie, octombrie și pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare. În cadrul secțiunii funcționare, planul anual la impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare a fost de 2.480.000 lei, încasări la 13 decembrie 2018 1.525.000, realizat 61,49%. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, plan 449.000, încasări 500.254,81 lei, realizat 111,42%, din care cote defalcate din impozitul pe venit, plan 256.000, încasări 307.254,81, reprezentând 120,02%, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, plan 193.000, încasări 193.000. La impozite și taxe pe proprietate, plan conform buget 267.320, încasări 259.027,50 lei, realizat 96,90%, din care impozite și taxe clădiri, plan 96.340, încasări 106.437, realizat 110,48%, impozite și taxe teren, plan 155.520, încasări 145.375, realizat 93,48%, taxă judiciară de timbru și alte taxe de timbru, plan 12.180, încasări 5.303,54%, alte impozite și taxe pe proprietate, plan 3.280, încasări 1.912, realizat 58,29%. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, plan 453.500, încasări 403.367,88,93%, sume defalcate din TVA pentru drumuri, plan 26.000, încasări 26.000, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 824.000, încasări 824.000. Impozit pe mijloace transport, plan 80.310, încasări 88.552,6, reprezentând 110,26%, din care mijloace transport deținute de persoane fizice, plan 72.120, încasări 82.898, 114,94% și impozit mijloace transport deținute de persoane juridice,
plan 8190, încasări 5654,6, reprezentând 69,04%. Alte impozite și taxe, plan 16920, încasări 16476,97,38%. Venituri din concesiuni și închirieri, plan 5.000, încasări 5.088, 101,76%. Venituri din prestări, servicii, plan 3.480, încasări 1.262, reprezentând 36,26%. Alte venituri din prestări, servicii, plan 1.770, încasări 2.699,5, reprezentând 152,51%. Amenzi, penalități și confiscări, plan 116.460, încasări 115.861,51, reprezentând 99,49%. Taxe speciale, plan 71.480, încasări 71.220, 99,64%. Învățăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, plan minus 273.000, încasări minus 95.933,24, reprezentând 35,14%. Subvenții primite din fondul de intervenție, plan 300.000, încasări 300.000, 100%. Subvenție pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, plan 20.000, încasări 180, realizat 0,90%. Și sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, plan 70.000, încasări 0. Total venitul secțiunea funcționare, conform bugetului, prevederi în valoare de 2.435.310 lei, încasări efective 2.519.521,32 lei, reprezentând 103,46%. Cheltuielile secțiunii funcționare, conform bugetului, sunt în valoare de 2.435.310, cheltuieli efective 2.034.542,81, reprezentând 83,54%. La autorități executive, cheltuieli de personal, plan 1.049.530, cheltuieli 1.012.668, reprezentând 96,49%, bunuri și servicii, plan 305.300, cheltuieli efective 218.517,89, reprezentând 17,57%. Alte transferuri cu caracter general preferite nivele ale administrației, plan 23.590, cheltuieli 15.447, reprezentând 65,41%. La învățământ, bunuri și servicii, plan 94.100, cheltuieli efective 69.968,32, reprezentând 74,36%, și asistență socială, plan 18.500, cheltuieli 8.151,9, reprezentând 44,06%. La bunuri și servicii, cămine culturale, plan 1000, cheltuieli 688,21 lei, reprezentând 68,82%. La asigurări și asistență socială în caz de invaliditate, cheltuieli de personal, plan 120.700, cheltuieli 120.670 și reprezentă 99,98%. Asistență socială, plan 29.000, cheltuieli 3.834, reprezentă 13,22%. Iluminat public și electrificări rurale, plan 47.620, cheltuieli 22.682,71, reprezentând 47,63%. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor de dezvoltări comunale, plan 100.000, cheltuieli 19.529,37, reprezentând 19,53%. Salubritate, plan 83.150, cheltuieli 76.563, reprezentând 92,08%. Drumuri și porturi, plan 345.000, cheltuieli 259.890,41, reprezentând 76,33%. Excedentul secțiunii funcționare înregistrat la 13.12.2018 este în sumă de 484.978,51 lei. În cazul secțiunii dezvoltare, prevederile bugetare la venituri au fost în valoare de 3.762.590 lei, încasări efective 181.121,19 lei, reprezentând 4,81%. Cheltuielile secțiunii dezvoltare,
prognozate au fost în valoare de 3.922.240 lei, cheltuieli efective 181.121,19 lei, reprezentând 4,62% din care la învățământ. Conform bugetului au fost prognozați utilizați 37.000, cheltuit efectiv 36.396,52, reprezentând 98,37%. La alte servicii, în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, plan 30.000, cheltuieli 0. Și la capitolul drumuri și poduri, titlul 58, finanțare națională, plan 20.000, cheltuieli 7.796,88 și la titlul 70, cheltuieli de capital, plan 3.835.240, cheltuieli 136.927,79, reprezentând 3,57%. Mulțumim, doamne, Cera Narciza. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Spune-mi câteva cuvinte, dacă nu. Așa. În urma prezentării raportului am observat că stăm bine la caset, mai sunt pe aici pe acolo mici, să zicem, deficituri, dar toate astea am văzut că încasările depășesc planul. Am văzut că banii au fost, să zicem, cheltuiți cu chipzuință pentru că cheltuielile nu depășesc planul de cheltuie și sunt de acord. Dacă mă întrebi cineva să iată cum. Dacă nu, spune la cine este pentru. Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Ardeleani pentru anul 2019. Rusul Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reuni. Comisia... Da, Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil. Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Cristina Macadam pentru a prezenta raportul de specialitate. Conform codului fiscal nu sunt multe modificări în ceea ce privește taxele și impozitele. Ce ar fi este modul de aplicare al scutirilor impuse și codul fiscal. Dacă până anul acesta scutirile se aplicau începând cu data din 1 ianuarie anului următor celui în care persoana depunea documentele justificative, începând de anul acesta se aplică scutirea începând cu data din 1 al lunii următoare celui în care persoana depune documentele justificative. Deci mari modificări nu sunt, mare parte codul fiscal rămâne la fel ca în anul 2018. După cum bine știți, în anul acesta, luna mai s-a votat și indexarea taxelor și impozitelor, conform articolului 491, și indicele inflației ne-a venit anului 2017, de 1,34%. Deci, acum propune și completări, dacă vin de partea dumneavoastră, cam asta e. Mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Da. Pe scurt, foarte scurt, domnul primar trebuie să se ducă numai decât la următorul, care să lase niște bani pentru primarie. Problema este în felul următor, sunt de acord cu ce ați prezentat dumneavoastră și cu... Noi am mai discutat mai înainte, da. Nu am nimic împotrivă. Deci impozitele și taxele vor rămâne cam aceleași. Da, indexate conform hotărârii din luna mai. Am înțeles. Atât. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se 4. Prelungirea prin act adițional a termenului în ani la contractul de închiriere încheiat între Primăria Ardeoan și Sece Vasiliada SRL Comunești pentru spațiu destinat farmacie, precum și stabilirea activiei planul cu pădare. Doamna Nică Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisiile avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, am întrunit și au stabilit prelungirea prin act adițional a termenului de 5 ani, iar în ceea ce privește prețul să fie stabilit în felul următor. Prețul de 9 lei pe metru pătrat pe lună pentru spațiu farmaceutic și prețul de 7,5 lei metru pătrat pe lună pentru dependențele utilizate în comun, iar chiria stabilită să fie indexată anual cu rata inflației, calculată și comunicată de Direcția de Statistică. După cum bine știți, perioada de închiriere la farmacie pe 27 decembrie se expiră. Deci a depus o cerere care a solicitat să prelungim pentru un act adițional
la, rămânând la atitudinea consiliului local, perioada și prețul. După cum bine știți, comisia a stabilit niște valori, într-adevăr au fost reflectate la nivelul altor comune din zonul nostru și așa că dumneavoastră sunteți cei, dacă sunteți de acord cu propunerea comisiei, cu prețurile stabilite și cu temele. Da. Mulțumim. Dacă dorești cineva să-i cuvântul? Dacă nu, o să stabiliți, să votați, dacă 5 ani, ca altă de asoare să-i prelungi pe perioada de 5 ani, 9 lei per câte acolo? Pe perioada. Adică mai face 8 și 7,5 pe anumită. Da. A fost 2 lei și cât a fost? A fost 2 lei 60 și am dat seama că era o sumă extraordinară. Mai 7 lei. Acum mai să supuneți. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci 5 ani. 5 ani cu 9 lei. 9 lei pentru situații. 7 lei și 10. 7,5 centri. Mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2019. Asociații de dezvoltare intercomunitar pentru salubrizare Bacău. Magdalena Bogdan, președintea Comisiei, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul în forma prezentată. Dăm cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Raportul este destul de stufos, pentru că suntem în viteză, adică vreau să scurtăm de ședință. Vreau să vă anunț că când se cere să aprobăm în ședința de Consiliu, taxa de salubrizare să fie de 6,82 lei. Deci ei au fost undeva la 4 lei și ceva, deci cu 2,66 lei crește taxa de salubrizare. Justificare, datorii care vor, nu vor, să le plătească din cauza că adesul au și Rompresul, au juriști și le-au făcut contractele beton. Eu am văzut o perioadă când nu s-o luat cu noi la urmă. Mai mult. Da. Păi, atunci mulțumim domnul viceprimar pentru prezentare și supunem la aprobare proiectul în forma prezentare. Cu sumele astea. Cine este pentru? Cine este împotriv? Mulțumim. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare, ajustarea DIP. Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului viceprimar. Același lucru le cere și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să creștem taxa la apa potabilă să ajungă la 4,41 lei, canalizarea la 3,58 lei, motivând cu creșterea consumului de energie electrică cu 98%, prețul energiei electrice a crescut cu 50% și salariul minim care a crescut cu 123%. Deci astea ar fi câteva din criterii. Ar mai fi cheltuielile cu materialele tehnologice, cu cele de încălătare apei, care au crescut destul de mult. Da. Mulțumim. Deci, încă o dată, dacă nu vă supărați, deci e 4 lei, da? 4,41 lei. 4,41 lei, da? Da. Canalizarea e 90% din ce e consum. Deci, e încă 3 lei și ceva, parcă, nu? Dar noi avem canalizare. Nu, dar noi nu avem canalizare. Așa e prea. Plătim acum pentru... Da, plătim ar vicepasă. Toți s-au pus să ne jubunesc, da. Comentarea părinților rămâne pentru
pe loc. Da, da, pot să spun și câteva cuvinte, am văzut, într-adevăr, acolo să zicem că mărirea aceasta este justificată cu creșterea salariului mie pe economie, curent, combustibil, nu știu ce. Sper să fie și la fel de pronți, dacă nu suntem de acord cu treaba asta, să fie la fel de pronți cu serviciile. De multe ori, așa cum sunt. Bine. Supunem la vot. Cine este de acord? Da, dacă este cineva împotriva, dacă este cineva. Mulțumim. Trecem la 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare Comuna Ardeoan, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020. Doamna Nicăi Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor. Comisiile avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului secretar. După cum bine știți, la fiecare sfârșit de an, noi trebuie să adoptăm, uita dumneavoastră, de fapt, consilierul local, trebuie adoptat rețeaua școlară pentru anul 2019-2020. Să știți că față de anul precedent nu este nicio modificare. Deci au rămas aceeași clase cu... Dacă un probleme rămân la fel, supunem la vot. Cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se abține cineva. 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ardeoan. Macadam Bogdan, președinte al comisiei, prezintă avizul comisiilor reunite. Comisiile reunite avizează favorabil raportul în forma prezentată. Dăm cuvântul domnului secretar. După cum bine știți, a fost adoptat hotărâre de guvern privind majorarea salariului minim profesar. Așa că coeficiențe care au fost adoptate în hotărârile de consiliu anterioare se vor înmulți cu un salariu minim pe economie care este salariul de referință 2080 de lei. Deci, asta este ca și modificare. Supunem la vot. Cine este pentru, cine este împotriva, care se abține cineva. Constat că au fost epuizate problemele la ordinea de zi și declară închise lucrările ședinței. Păi, fiind ultima ședință din 2018 și apropiindu-se și sărbătorile nouă ani, deci am să vă dau citire unui scurt mesaj. Știu că a fost un an greu, dar acum când se apropie de sfârșit, trebuie să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine și împreună am reușit să scăpăm de cea mai mare povară noastră, insolvența. Avem multe de făcut pentru Comuna Ardeoan și de aceea fac apel la dumneavoastră, consilier local, colegilor din primărie și în urmă cu un rând cetățenilor comunei noastre, să facem front comun, să ne unim forțele și împreună să realizăm proiectele propuse. Cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire unui text de valoare uriașă, care, în opinia mea, este extrem de important pentru noi toți. Ce minune este când Dumnezeu nu ne osândește plecarea, ci ne binecuvântează mereu întoarcerea. Am uzat de acest valoros citat gândindu-mă la câte fapte bune am putea realiza noi toți, dacă am face abstracție de convingerile politice. Anul 2019 să se vă aducă tot ce vă doriți. Sărbători fericite! Să trăiți!